Băi, nu mai încep să fac reclamă la nimic. Și așa că luăm asta și jupuim etichetă. Oh, îmi place să fie fără etichetă. Că nu m-au plătit pe mine ăștia, să le fac eu reclamă. Dar nu faceți voi copii mici așa ceva. Adică să vezi asta. Asta e pentru oameni mai bătrâni așa ca niște. Îmi zicea un om, băi, mi-am găsit pe cineva care are grijă de mine, uite, sunt colat, sunt curat, sunt curat. Și așa, mi-a fi făcut și pe mine, și mie să fiu spălat, dar știi că eu le făceam pe toate. Dar n-am stat de mult cu omul. Era un om de treabă. Eu, pula mea, le făceam pe toate. Cum pe toate le făceam până acolo. Când eram fiind băiat pădur cu trei eram. Adică cam le făceam pe toate. Eu băgam mașina de spălat, o spăla și pe Adriana, că mi s-a cam team cu găgițe. Bă, parcă unii dintre gagici, bă, parcă m-a mișcat ceva, bă, când venea pe la mine. Nu. Asta nu mișca nimic. Iuliana și pula. S-au picat. E masculină. Ai ejaculat. Stau și așa mă gândesc, știi? Stau strâng și mă gândesc că... Mă gândesc. Care ar fi avantajul? Că doar când dă pizdă. Și asta pot să iau la o prostituată. Și pe aia nu trebuie să... Nu e obligată femeia să-mi deretice să-mi facă ceva. Că mă și mă gândeam. Că așa. Ce făceam eu dacă o prezentam pe Ioana la părinții mei? Mamă, bela pula. O vedea tata tânără, frumoasă, țâțe, cur, toate alea la fată. Și zicea, mamă, începea să urle, nu ești copilul meu. Și dacă nu sunt copilul tău, ce? Am venit și noi la voi să vă prezint și eu. Mi-a făcut și o gagică, mă luau și-o la oameni. Voi sunt niște oameni, nu? Cred că da. Și sunt mândru de gagica mea. Cumva, da? Că e gagica mea. Și o prezint și-o la voi. Ia fac, hai. Ăsta este Nea Costel. Cum? Nea Costel. Asta este... Doamna de București. Și asta tot doamne. Acum tot doamna de București. Că venea și fără, știi? În soară, spune. Doamna de București. Ioana Wow. Și o prezentam. Uite, domnișoară de București. Aia e domnișoară? Da, domnișoară de București. Dar o să facă doamna de București. Eu intenționam să o fac doamna de București. Dar era inflație de doamne. Și după aia i-am zis la Ioana, bă, părăsește terenul, că aici sunt multe doamne rădure. Și după aia pula mea, atâta inflație de cacici. Răducul. Se supără încă și Popescu, zice, dar nu, pula mea. Nu-i gacicil. Și eu zic, bă, se supără el. Tata începea să se concentra și după a început să urle. Păi, ia, tata e Tarzan.
Venea și mama. Aaaa! Mama e Tarzana. Începea și mea. Nu înțeleg, nu înțeleg, nu înțeleg. Sora mea e... Nu. Doamna de București care nu înțelege. Și domnișoara de București zicea, o înțeleg, că nu înțeleg. Păi nici eu nu înțeleg. Eu nu înțeleg ce nu înțelege. Nici tu nu înțelegi, nu înțeleg. Aola, face mișto, deci neînțeles. Păi chiar că este neînțeles. Orice poet, mai mare sau mai mic, este neînțeles. De-aia nu înțelege fata. Fata ar vrea să, nu știu, să înțeleagă ceva. Nu, nu, eu nu-i zic fata. Eu zic doamna de București. Și aia ce, aici la țară avem noi o vorbă. Eu sunt în București să-ți dau mielul să-l belești. Așa urât vorbim, băi, zice domnișoare de București. Așa urât? Ce, Ioana? Nici eu nu mai înțeleg. Cum să îți dau mielul? Da. Au inventat ăștia. După aia, să vezi că iese cu bătaie. Aia, wow! Ai ridicat mâna la mine! Nu am ridicat vorba la tine. Înseamnă profilă. Ia, e greu? Și după aia venea să mă gheră. Fac, uite, gherăitor. Și gheorăitor.